Bună, sunt Alina Vâlcu și în cadrul campaniei Mega Imagine Mastercard Gesturi mici care aduc bucurii mari, vreau să povestim astăzi despre zona de zi a casei. Cum transformăm această zonă a casei în ceea ce mie îmi place să numesc inima casei. Pentru că este locul în care toată familia se adună și este locul în care cele mai importante amintiri se construiesc. Pentru mine este foarte important acest element de conectare cu natura, pentru că natura are darul de a ne face să ne simțim în siguranță și de a ne regenera și de a ne face să ne încărcăm cu acea stare de vitalitate de care cu toții avem nevoie. Cel mai la îndemână lucru și totodată cel mai important este folosirea lemnului natural și a texturilor de lemn într-o măsură cât mai mare atunci când vorbim de materialitatea zonei de zi. Recomandarea mea ar fi să mergem cu o pardoseală unitară de parchet. Parchetul sau pardosele de lemn sunt ca acest medicament terapeutic al locuinței, pentru că ne trimit instant prin conectarea pe care o avem atunci când mergem pe ele, ne trimit instant către natură. Folosim într-o pondere cât mai mare mobilier sau elemente de decor cu aspect de lemn, fie că sunt din lemn natural, fie că sunt din palfuri niruit sau din alte materiale. Ceea ce este foarte de apreciat este să aibă acea textură a lemnului, o textură care, cu cât este mai vibrată, cu cât este mai bogată, cu atât conectarea cu elementul natural este mai directă. În afară de lemn, sigur, putem aduce natura în casele noastre prin amplasarea de plante. Iarăși un alt studiu spune că e bine ca la fiecare 8 metri pătrați dintr-o locuință să existe o plantă. Plantele, pe lângă faptul că au această culoare verde, care este culoarea regenerării, culoarea care ne dă cea mai multă vitalitate, culoarea care ne ajută să ne odihnim atunci când suntem obosiți. Deci, pe lângă culoarea verde, plantele au, dacă vrei, și un rol foarte chimic în ceea ce se numește bunăstarea noastră, starea de vitalitate, pentru că plantele purifică aerul. Orice este viu are darul de a ne face să ne simțim mai plini de energie. Pe lângă elementele care țin de design, cum ar fi suprafețele de lemn și plantele și crearea unui ambient cât mai ergonomic și cât mai armonios, putem face un spațiu să fie foarte, foarte cald și prietenos dacă încercăm să îl populăm cu obiecte de decor care au rolul de a încălzi spațiu și de a-l face să pară mai bogat și mai complex vizual. Dintre elementele de decor, foarte importante mi se par, de exemplu, fructele. Fie că sunt banane, avocado, mere, lămâi, le prefer pe cele care sunt de sezon și le găsești, de exemplu, la Mega Image. Fructe care cumva îți dau acest sentiment încă o dată de conectare cu natura și te țin într-o zonă de vitalitate. Avem în vedere că zona de zi este, de fapt, o zonă multifuncțională. Este o zonă în care familia se reunește, dar este și zona în care fiecare dintre noi poate avem nevoie de ceea ce noi în design numim solo spații, adică niște teritorii individuale în care să ne putem regăsi și să ne putem conecta cu un moment de liniște interioară, fie că sunt colțuri de citit, fie că sunt colțuri de lucrat, fie că este pur și simplu colțul nostru favorit de pe canapea unde ne uităm la televizor. Și pentru a crea aceste colțuri individuale, până la urmă avem nevoie tot de câteva obiecte mici care să puncteze acest teritoriu al nostru. Nu este nevoie să mutăm mobila prin casă, nu e nevoie să achiziționăm obiecte noi de mobilier. Vă dau un exemplu. Dacă pur și simplu lângă un fotoliu aducem un mic covoraș, un lampadar, poziționăm o plantă și o măsuță, se cheamă că am creat un mic teritoriu. Un teritoriu în care ne simțim protejați și în care ne putem relaxa. Vă invit să experimentați și voi în locuințele voastre cu decorațiunile și să încercați să vedeți ce înseamnă să-ți creezi colțuri personale. Și nu uitați, până atunci, să vă înscrieți în campania susținută de Mega Image și Mastercard, Gesturile mici care aduc bucurii mari, campania cărui premiu este chiar un proiect de amenajare interioară.